Filmul Octav reprezintă o declarație de celebrare a vieții și transpune o serie de imagini calde și poetice despre România. Spectatorii vor avea ocazia în 27 octombrie să vizioneze filmul în compania lui Marcel Iureș, actorul principal din Octav, a regizorului Sergiu Ioan Celibidachi și a Alesei Tofan, fetița care are rolul principal în film. Filmul spune povestea lui Octav, Marcel Iureș, un bărbat în vârstă care se reîntoarce la conacul copilăriei sale aflat undeva în zona rurală a României, cu dorința de a-l vinde, ajuns aici după o absență de 10 de ani, o fetiță ce i Recunoscutul îl poartă într-o călătorie minunată în timp, înapoi la anii copilăriei sale, pentru a-l ajuta să-și redescopere bucuria de a trăi. Pelicula a fost selecționată în cadrul prestigiosului Festival Internațional de Film de la Montreal, la secțiunea Focus on World Cinema. Filmările au avut loc în perioada 21 martie-30 aprilie 2016 la Câmpul Lung Muscel și la Bufta.